În România funcționează aproape 200 de centre de permanență care asigură asistența medicală în zonele deficitare, aceasta mai ales după închiderea unui mare număr de unități sanitare, în urmă cu mai mulți ani. Potrivit legii, programul acestor centre este în timpul săptămânii de la ora 15 până la ora 8 a doua zi, iar în weekend ar trebui să poată răspunde oricând eventualelor solicitări. Despre importanța acestor centre de permanență ne vorbește medicul Marius Tăutu. Prin asistența medicală primară se pot asigura servicii de urgență și prin centrele de permanență. Centre de permanență care ar trebui să fie mult mai bine reprezentate ca număr la nivel de județ, dar nu sunt. Și în special în mediul rural. Mediul rural este văduvit datorită faptului că în acest mediu nu avem decât asistență medicală primară, cu excepția zonei Ileanda, unde avem un medic specialist în pediatrie în contract cu Casa Județeană. Este adevărat că și legislația este destul de permisivă, pentru că pornește de la liberul consimțământ a minimum 3 medici de familie de a organiza acest centru de permanență. Și atunci, dacă nu ai aderența și a altora, este foarte greu să inițiezi și să înființez acest centru de permanență, plus consiliile locale care ar trebui să intervină în asigurarea spațiilor, da? Dotarea cel puțin minimă obligatorie pentru ca acest centru să funcționeze în condiții normale. Așa cum sunt în multe zone, de exemplu Hida, Crasna, unde funcționează centre de sănătate destul de bine și echipate și cu funcționalitate bună. Și în Cehul la fel. Dar cred că se impune și la nivelul orașelor a funcționa aceste centre de permanență pentru a degreva parte din asistența de urgență care se prezintă la spitale. Sau solicitări mai puține la nivelul ambulanței. Un medic într-un centru de permanență poate să decidă, solicită sau nu salvarea pentru cazul respectiv. Da? Dar, în multe situații, poate să rezolve. Este adevărat că sistemul de urgență este supraaglomerat datorită mai multor cauze. Una dintre cauze este, vrem nu vrem, trebuie să o spunem, este apelarea serviciilor de către populația neasigurată. Prin aceste centre de permanență se urmărește să se mute greul de pe umerii unităților de urgențe din spitale în cabinetele centrelor de permanență.